Bună dimineața. Dați să vă așez aici mai bine. Am prins iarăși un pic de coadă de dimineață și am zis să intru să vă dau cu bună dimineața, că n-am filmat nimic acasă, că sunt mega adormită. Ieri a fost o zi nașpa și sperăm să nu o ținem așa dată săptămâna. Deci în seara asta, în principiu, ar trebui să fie mai să ieșim un pic la luminițe, să ne mai relaxăm. Sper să mai cadă camera. Și să vedem ce mai facem. Sper să nu mai aibă Mihai mega oboseala pe care a avut-o aseară. Și să facem și noi ceva totuși, să fim mai dinamici. Așa mi-e disilă când suntem în stări din astea, faza este că noi și foarte mult ne luăm starea de la unul la altul. Suntem foarte empatici unul cu altul și dacă unul e nașpa și celălalt e la fel. Da, asta este. Nu știu dacă ăsta e un avantaj sau un dezavantaj. Auzim puțin mai târziu, mai bine, că nu reușesc deloc să fac camera asta să stea. Revin. Hai că totuși am reușit să scot 14 minute din vlogul ăsta. Da, este un vlog mai special, să zicem așa, dar nu într-un sens pozitiv neapărat. Dar sper să vă placă și să vă uitați cu drag la el. Acum îl se procesează și după aceea o să-l încarc pe YouTube. Și vedem ce mai... Uitați ce față are Mihai aici la sfârșit. Da, acum s-ar putea să-i și vedeți fața, că mai înainte nu se vedea. Bine. Păi o să ne vedem mai târziu, adică cel mai probabil de seară. Dar hello! Am ajuns acasă! Doamne, și sunt șocată, am făcut 45 de minute până acasă, nu veni să cred că de când am mai făcut așa de puțin în seara de... Nu mai țin minte de când, cred că din vară, când nu era școală, nu era nimic. Am ajuns și eu acasă, cu alt vibe, cu altă energie. Astăzi nu a fost o zi prea productivă, dar măcar mă simt mult mai ok decât ieri. Și acum o să mă apuc, am aici un mare lighean cu rufe pe care le-am spălat sâmbătă și l-a adus Mihai de aseară în casă, dar am uitat să le mai întind, să le mai strâng. Și acum mă apuc de treabă. După aceea aștept să vină Mihai, că a plecat, am vorbit cu el la, mai știu, când ieșite de la lucru. Și a zis că astăzi merge singur la sală și pleacă mai devreme. Și numai bine ca să ajungă mai repede să mergem în centru la luminițe. Iuhu! Azi vedem și luminițele. Abia aștept să văd luminițele, să fac poze multe și să fac acolo filmări drăguțe cu luminițele și cu brăduții și cu tot. Și să-mi iau cana de la McDonald's. Abia aștept să-mi iau cana magică. Bine. Deci mă pun un pic la treabă până ajunge la casă. Cred că de acum ar trebui să ajungă. Să vedem. Și revin. Adică revenim amândoi de data asta. Ce ziceți de asta? Hello! Am revenit! Bună seara, bună seara! Din centru! Nu mi-am luat verigheta cu mine ca să vadă lumea că sunt singur. Da. Am uitat, iubit. Nici nu ai însoțitoarea. Să vadă că sunt singur cu însoțitoarea. Da. Și eu m-am luat căciula mea cu Harry Potter. Cu Harry Potter? Harry Potter. Eu m-am luat fesa mea cu Hadibas. Așa. Eu sunt fan Harry Potter. Harry Potter? Deci, Harry Potter a apărut când eram eu în clasa 6-a, cred. Cam așa. Știu că aveam niște colegi care le aveau așa cărți în engleză. Cam așa. Și le citeau. Dar eu am citit Harry Potter după 20 de ani. Când m-am mutat la Timișoara, cred că cu 4 ani, nu? Da, că... pentru că atunci am putut să le înțeleg. Nu, atunci am putut să le înțeleg. Atunci... Atunci am o lovit... Ușor pe trece pe toane. A, nu, am crezut că vine cu viteză și nu oprește de aia. Atunci am o lovit pe mine. Cine te-a lovit? Băi, asta citești eu Harry Potter. Bine, filmele le văzusem, bineînțeles. Da, wow, uite ce drăguții, copacul ăla imens. În sfârșit, ai vorbit de luminițele astea până acum. Ia uite ce fain se vede. A zis lumea că îi minți. Nu prea se vede până acolo, dar mergem de aproape. Nu vă faceți griji. Și vreau să mai iau niște cartofi prăjiți de la McDonald's să mănânc. Mi-e foame de nu mai pot. Și nu mai am mâncare, nimic. Trebuie să mă gândesc ce să mai pun la crockpot. Bă, băi, dar ce rime fac, observi? Mai, aveți nu doar rime, sunt ții trecat da. Bine. Da, hai să vedem. Ce caută asta cu mașina pe aici? Păi nu vezi că au voie, că e cu festivalul ăsta aici. Bă, nene, ce cauți tu pe pista de biciclete cu mașina?
Dar hai la McDonald's mai întâi. Sau hai, nu, hai pe aici acasă și filmezi. Hai pe aici. Hai, revenim. Deci acum ați ca un copil mic. Stați că vă filmez în detaliu, dar ia uitați. Peste tot sunt imagini proiectate. Căpăcei plini de luminițe. Oh, ce drăguț este! Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol. Fa la 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 la. Așa, dar mă interesează neapărat să spun asta, era aia cu cap. Aia-mi spărcat, dar... Mi-a venit o cutie acum, ce va veni. Să înțeleg, asta e o mare țeapă? Bine, asta. Deci, mai vreo altă nuită. Dar nu știu cum faceți, îmi dați cana aia de acolo. Nu pot să-ți dau eu personal. Vorbești cu manager, așa, și cu alte rezolvi. Ok, bine. Revin în weekend. Așteptăm. Unde n-ai v-a scris numărul la comanda mea? Strigă. Păi nu, că scrie acolo, care e în pregătirii la KFC, așa-i. Dar la mine nu scrie niciun număr de comandă. Scrie 65 și 15, dar nu există acolo. Păi și ai întrebat? Nu o faci? Deci vreți să știți o treabă? Ca boschetare. Dacă am luat pe bancă cu McDonald's sau cu cana aia. Că zice băiatul ăla, că păi trebuie să primim priviniri, s-au promis 8 cutii, dacă prindeți, prindeți. Eu ți-am zis? Da, da, eu fii atent, vin în sâmbătă, o zis că sunt chem managera, eu vorbesc cu managera. Așa o zis, că dacă nu, na, eu nu pot să vă dau, vorbesc cu managera, bine. Așa, și până una alta, mi-am luat o chestie. Îi zic, aveți ceva vegan? Și el zice, orice, nu punem carne. Da, bun așa. Și mi-a făcut aici o treabă. Care este un, nu știu cum se cheamă, pentru că eu nu mănânc la McDonald's și nu cunosc termenii. Ia. Dar mi-a pus cașcaval. Asta nu înseamnă vegan. Cașcaval. Trebuie să cer fără lapte, brânză și încă ouă. Păi și ce fac acum? Mănânc așa? Îi scoți cașcaval de acolo. Dacă nu-ți convine. Sau crăpi în tine așa. Hai că mănânc așa. Uite, vezi, ispita. Mănânc așa de acum, ce n-ai bază? Două felii. Îi zic, dar i-am zis, nu fără carne, i-am zis vegan. Ăla cred că nu știa ce înseamnă vegan. Era cam agitat. Da, știi ce? Da. Eu dau brânza jos, oricum e tineri de plastic. Cam aici mănâncă Diana. Așa. Da,
N-ai cum să dau asta jos. Oricum brânza asta ține aia de plastic. Dacă îi dau foc, asta arde. Știi? Mănânc eu acum cu microbi în mână. Of! Îmi bag microbi aici în sandwich-ul vieții. Gata, l-am rezolvat. Am dat brânza la o parte. Mai am aici un tablete. Așa e când primești pomană și stai aici pe centru. Te bași frumos în McDonald's, să-ți iei un burger și după aia crăpi în tine. Am și mănușă. Are și mănușă. Da, da. Și o agață în ușă. Costeam răspundet la mukbang în parc. Știi ce e la mukbang? Tu nu știi, nu? Este un videoclip care mă terorizează pe YouTube, deci nu-mi place, frate. Mă uit, fii atent. Știi ce înseamnă mukbang? Să stai și să vorbești în timp ce mănânci. Păi, dar eu nebunesc, eu când au clemfăneală, îmi vine să mor. Că ai putea să te uiți de genul ăla? Nu mai înțeleg clipul lui ASMR. Știi ce e la ASMR? Nu știu, dar sună porno. ASMR înseamnă. Cineva să asculti cum vorbești tu în șoaptă. Deci e Asociația Surzilor din România. ASMR. Că toate au un substrat. Toate vin de undeva. Deci concluzia este că la McDonald's nu poți să mănânci vegan. Și concluzia este că... Poate tu nu știi ce înseamnă vegan. Harry Potter. Și concluzia mea este că... Băi, ăștia fac reclamă falsă. Adică... Cum pare mi-ați mânce așa cu zahărelul? Eu ți-am zis că ți-ai țeapă cu... Ți-am zis că ți-ai țeapă cu... Cu cana ta, cu tot. Cu holii capul tău. Auzi, eu mai aveam pretenții să o primesc pe... Hai să mă gândim. Eu aveam pretenții să o primesc pe aia cu holy cup, când eu s-ar putea să nu primesc nici măcar o cană. Știi? Știi? Tu și cu boschetele de acolo. Tu și cu boschetele de acolo. Care? E de acolo. Nu am zis boscheta, mă. De ce judeci oamenii după aparențe? Pe tine? Aici ce-ți place să mănânci așa aici între gunoaie? Așa ai ajuns în Timișoara? De unde sunt gunoaie? Uite aici. Este doar un colț de gunoi supraplin, atât. Uite, toaleta publică. Uite, toaleta publică. Uite, gunoaie acolo. A, nu mă, nu-s gunoaie aici, stai niște. Da, azi nu știți că nu știu ce-am zis eu. Judeci oameni după aparențe. Au zis că la rog, o sticlă de băutură. Da, no, dar nu e boschetar, el e om cinstit. E plătit scolția locală. Da. Eu mai știu și camera aia, totuși că... Ce lumină mirobolantă. S-a făcut verde. Și mai luminos. Deci să nu mergeți să vă luați de la McDonald's chestii vegane, pentru că ăștia nu știu ce înseamnă vegan. Iar țin oglinda. Of. Așa, și pe lângă asta, deci mi-a luat o mare țeapă cu cana. I-am spus eu. După aceea mi-a zis că meniul costă 19 lei și mi-a luat 21 de lei și 90 de bani.
Și după aceea ce să vedeți când m-am trezit, când m-am desfăcut aici, bă, care era vegan. Deci, concluzia. McDonald's nu este serios. Și pe cum? Trei greșeli într-o singură seară. Nu se poate așa ceva. În fine. Mergem acum până la Lidl să mai luăm câte ceva de mâncare, că îmi bate vântul, frunza în dungă. Și după aceea mergem acasoi. Oi, oi, oi. Nu-i așa? Oi, 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 da. Și încheie vlogul acasă, nu? Când ajungem. Da, că am băgat paiul ăla, nu mai tot atâta. Mergem pe la Lidl, mai filmăm ceva și pe acolo și după aceea ne vedem acasă. Să. La căldurică, că mi-a înghețat mâinile rău de tot. Deci nu-i frig afară, 7 grade, bă, dar bate un vânt așa rece. Puleu. Vânt polar. Frigul până în oase. Revenim, că s-a făcut bezniciune pe aici. Am ajuns la Lidl. Lidl care n-are focus. Așa am ajuns la Lidl. Hai să vedem ce luăm, ce e de la Lidl. Nu știu cum e foame de mare. Păi mănânci acasă. Turta asta, mai știi care din turtele dulci astea erau... Ce? Mai știi care din astea erau fără... Poate conține urme. Nu iau asta cu urme de... Ci că doar urme de ou, soia, lactoză sau... Luăm așa. Am luat un ceai din asta, nu știu cum o fi. Uite cum am luat un ceai. Pune-l acolo. Nu mai au măslin de alea faine? Nu, dar mi-au eu cu orez, cum am Eu vreau niște varză călită din aia, că mi-a plăcut mult. A, uite aici. Sarmale cu varză. Mi-a plăcut mult alea pe care mi le-am luat, ia să văd când expiră. Pe 17. A, pot să-mi iau două. Data asta mi-au o negresă. Mi-au o negresă din asta de post. Deci să încercați neapărat prăjitura asta. Este, doamne, cea mai bună prăjitură ever. Neapărat să o încercați asta fore noir. Are fix gustul tortului nostru de la nuntă, dar e foarte, foarte fain. Mihai și-o luat și napolitanesc, că nu ți-ai decât carne să mănânci. Păi, decât carne, mă. Decât carne? Decât carne, nu, de ce? Hai, vezi ce... Animale moarte mai cumperi. Nu știu, asta arată ciudat. Care? Mai bine de mine, că nu mai mănânc. Ce zici? Câte iau? Da, mă întreb pe mine câte mănânci. Decât 4? Decât 4. Bine. Dragilor, am ajuns acasă și deja e târziu, e 9:30. Doamne ajută, Mihăiță-i pomiță de nu mai poate. Așa că ne vedem mâine dimineața. Am găsit niște naprane șmechere la Lidl, dar o să vă arăt. Iar naprane. Da. Am și o problemă cu naprane. Are mai multe probleme. Da, și una din ele sunt napranele. Vă le arăt mâine dimineață. Da, mai gata. Bine așa. Nu fiți curioși. Ne vedem mâine. V-am pupat. Ciao. Mulțumim pe vizionare. Bună. Ciao.